Biblioteca Națională un mijloc de conservare și comunicare de-a lungul timpului a moștenirii intelectuale a unui popor. Cartea scrisă cu mâna sau tipărită este o imprimare pe suport material a ideilor unei persoane pentru a fi transmise contemporanilor sau posterității. Citirea cărților este un act de cunoaștere, receptare a mesajului sau informațiilor comunicate în formă scrisă, iar memorarea și asimilarea critică și creatoare a mesajului sau informațiilor poate deveni cultură. În acest sens, omul citit sau care citește, a citit multe cărți, este numit om cult. Dacă acesta este capabil nu doar să acumuleze informații din cărți, ci și să le cultive, adică să le prelucreze și să le transmite altora în formă scrisă, el devine un cărturar în comunitate sau un formator de conștiință. Cartea bună sau valoroasă ca moștenire din trecut sau ca mijloc de comunicare între persoane contemporane și generații viitoare, poate fi în același timp comoară descoperită când o citești și comoară ascunsă când o ignori. În istoria umanității, cartea a avut mai întâi valoare de simbol sacru, de comemorare și comunicare permanentă a unui mesaj divin, descoperit oamenilor pentru un eveniment fondator de credință și comunitate religioasă. De pildă, Biblia iudeo-creștină este o colecție de cărți sfinte în care au fost consemnate pentru comemorare și comunicare generațiilor prezente și viitoare cuvintele lui Dumnezeu către umanitate, rostite prin oameni inspirați în momente istorice definitorii pentru cunoașterea relației lui Dumnezeu cu Universul, cu un popor ales și cu întreaga umanitate. Această relație multiplă în aspectele ei este situată între momentul inițial al genezii, crearea Universului și a omului, și momentul final al Apocalipsei, transfigurarea sau mutația creației existente într-un mod de existență nou, în care materia va fi total transparentă Spiritului și viața va fi eternă, fără de moarte. Deci Biblia comunică precomuniune oamenilor cunoașterea două evenimente unice care scapă cercetării științifice, și anume punctele Alfa și Omega. De la cine vine existența creată, adică de la Creatorul ei, și spre cine se îndreaptă ea în mod ultim sau definitiv, spre Mântuitorul și Mântuitorul ei. De remarcat este faptul că Biblia, care înseamnă cărți, nu o carte, ci mai multe cărți, această mică bibliotecă portabilă, 29 de cărți în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament, este astăzi cea mai răspândită carte din lume. În Biblie coexistă și se întrepătrund cultul ca relația oamenilor cu Creatorul Lumii și cultura ca relația oamenilor cu lumea. Însă Cartea Sfântă sau Cărțile Sfinte au avut și o importanță deosebită nu numai în iudaism și creștinism, ci și în aproape toate religiile mari ale lumii, mai ales în Islam, unde cartea numită Coran este centrul vieții religioase. De ce? Pentru că religia este, prin definiție, relație sau comunicare oamenilor cu divinitatea și între olalte. Prin urmare, Cartea Sfântă, simbol religios, devine prin citire o mare forță spirituală de a chema oamenii la comuniune cu Dumnezeu și între olalte. Adică de a crea, consolida și cultiva viața comunității religioase în rugăciune și acțiune. Cartea ca simbol religios fondator și formator de comunitate religioasă trebuie păstrat obligatoriu din generație în generație, adesea împreună cu unele cărți de cult inspirate din ea și cu unele cărți de tâlcuire a cărții sfinte simbol al religiei respective, adică
o bibliotecă de cărți sacre. La acestea s-au adăugat cu timpul și cărți de înțelepciune și de conduit de practică necesare pentru viața comunității umane religioase. Așa se explică faptul că prima bibliotecă existentă în lume, încă din mileniul al treilea înainte de Hristos, a fost biblioteca unui templu din orașul babilonian Nippur. Aceasta era o colecție imensă de scrieri pe tăblițe de lut. Iar primele biblioteci în sensul de colecții de cărți scrise pe suport material de papirus au fost organizate în templele grecești și în școlile de filosofie din secolul al IV-lea înainte de Hristos. În acest sens, cele mai cunoscute biblioteci antice au fost Biblioteca din Alexandria, cu număr impresionant de cărți scrise pe papirus, și rivala ei, Biblioteca din Pergam, cu 200.000 de cărți scrise pe pergament. Biblioteca Ulpia din Roma, iar apoi Biblioteca Imperială din Bizanț, înființată în secolul al IV-lea de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. În această bibliotecă erau adăpostite cărți de literatură antică, greacă și latină, precum și de literatură creștină, începând cu secolul al II-lea. În Evul Mediu, bibliotecile cele mai importante erau bibliotecile mănăstirești. Iar începând cu secolul al XIII-lea în Europa Occidentală, la acestea s-au adăugat bibliotecile universitare. Și în unele mănăstiri de pe teritoriul țării noastre, începând cu secolele 15 și 16, au fost organizate bibliotecile cărți în manuscris și apoi cărți tipărite. Începând cu renașterea și mai ales în secolele 18 și 19, s-au înmulțit bibliotecile particulare, ca mari colecții de cărți, care au constituit apoi bază solidă pentru bibliotecile naționale în Franța, Anglia, Rusia și alte țări ale Europei, dar și în China și Japonia. Cea mai mare bibliotecă națională se află astăzi în Statele Unite ale Americii, și anume Biblioteca Congresului. 18 milioane de cărți, 12 milioane de fotografii, 4,5 milioane de cărți și peste 54 de milioane de manuscrise. În acest context european și universal, Biblioteca Națională a României a fost și este o necesitate, deoarece prin ea se realizează mai eficient constituirea, conservarea și dezvoltarea și evidențierea patrimoniului documentar național, adică a moștenirii intelectuale naționale, exprimată azi în aproape 12 milioane de cărți biblioteconomice, manuscrise, cărți tipărite, albume, periodice, cartografii, colecții de grafică, gravuri, stampe, tipografie, fotografie, discuri de gramofon, discuri, studiuri, dividiuri și altele. Această bogăție intelectuală imensă trebuia păstrată într-un edificiu corespunzător, deodată spațios, bine organizat și modern. Tocmai acest edificiu a fost sfințit sau binecuvântat astăzi, 22 aprilie 2012, iar mâine, 23 aprilie 2012, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și de ziua bibliotecarilor, ea va fi deschisă public. Multiple funcționalități ale noii Bibliotecii Naționale a României, prezentate deja de doamna Elena Târziman în presa laică și bisericească, ne trezesc admirație și bucurie, pentru că visul a devenit realitate, deoarece este vorba aici de un nou mod de abordare a unei biblioteci naționale. Întrucât Biserica Ortodoxă Română, primele ei școli de manuscrise, tiparnițe și biblioteci, este leagănul literaturii vechi românești, se bucură azi că o mulțime din cărțile ei mai vechi și mai noi se află în această Bibliotecă Națională a României, care are compozitor scriitor pe Sfântul Curios Ioan Iancu de la Neamț, post-bibliotecar al Mănăstirii Neamț în anii 1933-1936.
umflăm Mântuitorul Iisus Hristos în viață, să dărească lumina, pacea și bucuria în virii sale, tuturor celor care au făcut donații pentru această bibliotecă, și celor ce vor mai dona, prezent și viitor, celor care s-au ostenit și celor care se vor osteni, cu organizarea și buna ei funcționare, precum și cu primirea și servirea cititorilor și meditatorilor. Ne rugăm Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, protectorul bibliotecarilor, și Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, protectorul spiritual al Bibliotecii Naționale a României, să ocrotească această bibliotecă, pe toți cei care lucrează aici, pe toți care o vizitează și o folosesc cu bucurie, demnitate și gratitudine. Felicităm Guvernul României și constructorii care au contribuit în mod decisiv ca noua Bibliotecă Națională a României să fie dată acum în folosință publicului. În mod deosebit o felicităm pe doamna Elena Cârșiman, directorul Bibliotecii Naționale a României, care leagă între ele cu înțelepciune, credința și cultura, păstrând astfel cea mai bună tradiție a poporului român, a cărei cultură s-a născut în jurul cultului și care înțelege că sufletul culturii este cultura sufletului.